Anunțat și ultima noastră ședință de Consiliu Politic Județean, pe care am avut-o cu ceva timp în urmă. Eu personal nu voi mai candida pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Botoșan. Prin urmare, în urma sondajului de opinie realizat, a reieșit că domnul senator Lucian Trufin este cea mai bună opțiune pentru a continua munca la conducerea celei mai importante structuri administrative a județului Botoșan, respectiv Consiliul Județean Botoșan. Este un profesionist desăvârșit, un coleg și prieten de încredere și cred cu tărie că împreună vom reuși să continuăm dezvoltarea județului nostru drag. Prin urmare, propunerea noastră și a Consiliului Politic Național pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, nominalizarea și validarea prin votul dumneavoastră este domnul senator Trufin Lucian. Am să vă rog, domnule primice,